Ia uitați, prieteni, ce am găsit. Ia uite ce roșii am găsit. Dar uitați ce căpșun frumos are domnul. Hai, pune urcan. Hai, alege-te. Ia vezi care îți plac, uite-te. Toate sunt frumoase, dar să aleagă el care e. Toate sunt frumoase, da. Uite astea-s mari. Dacă vrei, iau ăla de aia, cum plec și vezi. Da, era ceva. Era ceva, aia ne ajungea. David, să nu te dai în spate, că-s mașini. Și struguri, vezi? Mașinile. Mai de pe acolo. Cât faci? 70. Pepe. Avem de toate. Haideți să mergem la mașină. Dă și mie. Hai tare. Dale banane. La alea linii. Eu nu vreau, mă oprim în față de rog. Hai, urcă, David. Ha? Ha? Gata, prieteni, ne-am luat roșii, ne-am luat căpșuni. Dar eu sunt curios ce gust avea roșiile. Căpșunile sunt bune rău de tot, roșiile nu le-am gustat. Nici căpșunile nu sunt chiar așa gustoase rău. Sunt. Mie mi-au plăcut, chiar sunt bune. Nu iau buzdocarele care... Și roșiile dacă la magazin. Solar nu bune? De cum să nu fie? Trebuie să fie. Dar alea de grădină sunt mai bune, nu? Ei, dai seama. Alea mai de țară, așa. Eu sunt mă venit la stradă și... Dar nici tu așa, mă, dar scumpe, mă, 30 de lei. Da, dar și dacă e din magazin și au gustul ăla de plastic, așa, mai bine dai banul, dar să merită, da, să știi ce mănânci. Bă, dar nu știi cum sunt. Păi da, nu le lăudăm până nu le gustăm. Păi da, dar normal, oamenii care de unde le cumpărăm, trebuia să avem, nu să luăm pe gratis, să, măcar să avem voie să gustăm. Da. Ca să deguști, da. Să gustăm. Să vedem dacă luau roșii. Cum făceau în piață la obor, nu? Așa-i. Bună idee. Trebuie gustată. Da, pe știi. Tăiem una, două, trei, să le mâncăm acolo. După aia. Să mâncăm o ladă și după aia ne gândim dacă cumpărăm. Și luăm peste două, trei zile. Cum fac eu în magazin când îmi iau struguri, dar nu iau așa. Eu doar... Gust, o bobiță și atât. Nu struguri. Deci fugi din magazine. Nu fac, tată. Cu cine sta bine? Mai puști așa. Mai puști eu. Dar ia spune-ne, tu ce telefon ai primit, David, astea? Ce vrea Olga de la tine? Că ai avut o discuție foarte serioasă cu ea. Ce spune? Olga cu Bondan. Mi-a zis... Să țin panca. Nu, lasă asta, ce spune ea, ce cere de la tine? Bani, că stă cu patrona. Doamne. Și tu nu știi unde să mai dai cap, nu? Și ce ai zis? Păi și ce am zis? Păi, Olga, am stat atâta și nu m-am plâns să-și cer bani. Stai cu ea 2-3 luni. Doamne. Că e mama ta. Tu cum ai stat cu ea? Dar am văzut că Olga acum își face de cap. Stă prin bucătăria noastră acolo în casa, da, în casa mare. Până acum ne critica că stăm în bucătărie, acum a început să-i placă și ei bucătăria. Dar de ce nu stă afară, că e caldă? Da, chiar. Afară. Acum chiar stai de drag afară. Nu mai afară, gata, se ia pe culorul la masă, nu? Chiar e cald, e frumos.
tai de drag, ieși în curte, mături. Chiar e frumos. Băi, zic că e frică, pun de casă. Hai să te bagi așa din când în când la răcoare, că e mai rece în casă. Merge. Dar așa vine vara, vine căldura. Ce să mai faci toată ziua în casă? Că n-ai ce să mai faci. O să faci de lucru numai de drag. Las că le facem ușor, ușor cu toate. Nu, să faci, la poartă să se facă. Măruieri, frățenii, mă doare de spune. Paturan, am văzut că mai are o cerință. Am văzut pe vlogul ei că a zis că vrea ronturi cu flori. Ea nu le s-a pus să le facă flori ca să le scoată pe ei. Să ne facă originala o surpriză, să ne pună ronturi cu flori până venim noi acasă. Auzi și așa patronul când am plecat ca să vopsească gardul, iar cu povedeam și Olga. Doamne, îți dai seama ce este? Nu mai dea pe gardul nostru, mai dă-mi eu. Nu al nostru. Dar ce îi mai zice să... Dar nostru mai dă-mi eu o dată. A zis că plătește la 2 ani. Ce îi... Îi le dă ea altă dată. Nu acum, că nu o să ia bani. Atunci îi dă banii. Da. Dar omul să facă acum. Da. Păi da. Boxe are. Da, cum i-a dat mie. O aveți ceva pingăle și mai rămate la ea. Salariu de la YouTube. Da, ea nu mai avea boxele, mă. I-a dat mie bani, peste două... Nu mi-a ea la pescar, avea niște găle, erau am boare. Văzut și eu, erau niște găleți, dar nu mai aveau boxea așa pe margine. Da. Un pic, un strat. Da. Avea boxea de aia mai mult de lemn, de altceva. Nu era... De lemn? Da, nu era pentru gard. A, era bună păi pentru porți. Ce aroși iau o băleată de boxea și niște culoare? Ia, dacă vrea să facă cum? Găsești. Păi, dar nu ce nu. Dar vei aduce boxea orice făcut de dată. Așa ar trebui. Păi am mai dat. Știu. Găsim noi o soluție până la urmă. Dar trebuie tot așa ceva apropiat ca al nostru, că patronul avea alte idei, vroia mov, lila, vroia nu știu ce. Roșu, trebuie. Să se știe care e al nostru, da. Ce mai interesezi pe el? Dar e răbdare să când dăm noi pe al nostru mâna a doua, să dăm și pe al ei. Păi oricum când dăm al nostru mâna a doua, vedem noi când om, da, rămâne de la noi și dăm și acolo. Dar nu are răbdare, lasă acolo să facă ce vrea. Mai întâi să-și care toate morusul ăla, care bani să plătească poliția. Trebuie, da. Nu ai cum de pe bani poliția. E mult, că n-a durat numai morus, dar a durat și moaie, și vechituri. Se strâng multe. Multe a durat. Dacă era numai morus, da. Și restul de cu moaie și toate, le-am stat ce trebuie. De la saltelele, vechituri, multe. S-au strâns multe cu timp. S-au strâns, așa e cumva. Și încă mai sunt. Le facem ușor, ușor. N-ai văzut când vrei să faci ceva, dacă păi te apuci, da, și faci. Păi da, n-ai cum să te apuci. Vine lumea. N-ai cum să te apuci o treabă. Să vedem o nuză și cârpire peste el. Păi normal, n-ai cum să faci o treabă până nu o termin pe cealaltă. Termin o treabă, te apuci de alta. Așa, cu grabă, nu facem nimic. Da, mai prieteni, și v-am zis, ne bucurăm că patroana are companie, că e în regulă. Da, să ceară tot soțul meu. Dacă mai vine și eu, o să vezi. Nu știu cât o să țină prietenia asta acolo, dar... O să vezi. Noi sperăm să fie totul bine, în regulă, cum am lăsat-o. Da, sigur sunt caii răi până la urmă, dar acum asta e partea a doua, sunteți obișnuiți. De că în șir, așa de anume. A, normal. Își face de cap. Știți că când pisica nu e acasă, joacă și orice pe masă. Și eu cum pleacă, ei fac curat. Atunci înseamnă că sunt deșurcă. Las, poate avem surprize și chiar menține curățenia. Vedem până la final. Am lăsat cu capet. M-ați plăcut și pe volul al mare. Știu. Tot și pe noi lucrat din față, dacă ești tu, dacă le scoas afară. Nu le-a scos. Am scos la tombironul la poartă, stai ce n-avea cum să-i scoate ei. El că îi formau câini. Le-am lăsat și eu acolo mai cu un cărucior. Nu le scoate patroana, că nu mai știe de cum noi. Cu
femei de lunea să scoată și acolo un umflet, nu? Dacă scotea câte un pic, câte un pic și dintre alei, nu mă refer la morul, ăla ce e menager. Bă, dar e cald, nu? E cald rău, dar tot. Și mie mi-e cald. Dacă scotea câte un sac, doi din fiecare, pe fiecare săptămână, mai scăpa din alea, știi? Din cârpe, din alea. Da, se adună dar multe. Dar nu moruzul. Uite, mai punea sac și mai scoteam afară pe lângă tomberon, știi? Și mai scăpai din el. Da. Asta e, lăs că scoate eu odată, am scoate ce camion. Hai să vedem cine mor pe mine la aia. Platformă de aia mare. Platformă asta. Și punem containere. Uite, aducem așa o macara de asta. O macarală. Da. O macarală. Ia uite și eu fumez. Cândva e un pec, o să oprim. Da, și eu las mi-au apă. E foarte cald, prieteni, dar ne bucurăm că a venit căldura. Lasă, a fost destul frig. Am consumat destul curent. Și era și urât afară când era frig. Nu puteai să iei, să stai mult, nici în bucătăria mare, nu nici nicăieri. Acum e altceva. Că da, nici deloc și să nu ne-o fac acum. Dar ar fi chiar ultima, acum. Da, acum. Da, da, s-a mai auzit. Cum au fost anii trecuți, știi că a fost și de Paște, e frig. Da. N-a fost cald. A nins. A scos florile afară într-un an și a nins pe ele. Au înghețat. Dar vreți ca acum, că tot e cald, mâine să mergem în parc? Da, da, mergem. În parculeț. Și noi trebuie să dăm florile afară. Ce-o vrea Dumnezeu să mă cuvire de asta? Nu sunt mai țin să avem un apoi fără aer, fără... Afară pui frutul pe ele și gata, vine ca mapa. Mie îmi plac pomii aia mari în ghiveci. Aia sunt și mai frumoși. Rămâie și făi de dafne. Chiar se vede că sunt... Au fost îngrijiți. Păi dacă am urecea din de-aia te ia, păi da, de-aia te ia curentul. Da, dar nu poți conduc în condiții de căldură, mie. Nu, nu, e prea de tot la picioare. Mi se mi-e cald, eu scald, dar am febră. Să dau un paracetamol la ebucărică. Când o pus, dau pastilele, dau și mănânci ceva. Avem și banane, avem, sunt de chepie, cu chipa să mâncare. Am și o banană acolo, vrei să mănânci? Untul ăla îl luat? Da. Da. Ăla care mi se lipea pula, mi se plisește. Un de arahidi. Un de arahidi. Mănânc mărgărină de normală. Mă, mi s-a crescut și acolo, cu ce să mai vorbesc, îi dau că se lipește ca pe lanțezul, ca lipiciu. Da, e pe lanțezul așa galben să mână, unde lipea da, de poștă, știi, să știi. La posta, la unde făcea pantofi. Și cum se lipeau camera de la bicicletă, cauciucul, știi? Da, așa, da. Duceam de mult papuci, încălțăminte, mergeam la om de ăsta unde repara, cum îi zicem. La ăsta de încălțăminte, nu știu nicio cum îi zicem, am uitat. Cine se mai repară așa? Măi, la București este așa ceva. Face încălțăminte, aduc toate doamnele încălțăminte, le schimba aia din jos, tarpa pentru toacă, pune de alea la tocurile, la patof, unde să... Flecuri, da. Da, le pune că se duce ca un ciubul ăla și pune de la bun, care nu se duce, știu. Da, pe și la pantofi... Și știu unde este pe centrală. Și la pantofi poate să fie cât de scump. Da, flecul se duce, face, oricând. Da. Nu ține ăla mult. Se toacă imediat. Da, la gust e bun, mie îmi place. Nu te mă că mi se crește și se cură și am băgat, dar mi se lipește. Era unul și mai, mai sărat, bucățele de alea de alune, dar acum... Mănâncă cu margarina, altceva, dar de ăla nu mănâncă cu unde, arahidi. Eu nu mâncat așa ce, era prima dată și mi se crește și se cură. Ori mănânc pe lade lipit sau... Da, mai prieteni, ce să mai zicem, vă lăsăm, nu vă mai ținem mult, să nu vă mai plictisim. Bă, iar, bă, liniștită. Băcuțele. Și revenim mai târziu și pe canalul lui Alin. Spune-ne pa, David, la prietenii tăi. Pa! Vă pupăm și vă mulțumim că ne urmăriți în fiecare zi. Și pe soacra mea, pe Anca de la Strehaia și pe Alin. Pa, pa. Vă mulțumim și vă pupăm. Trandafiri.